Domnule Mihaescu, am să vă întreb pentru început dacă sunteți mulțumit de noul PNDR. Mulțumiți, nemulțumiți, asta e, trebuie să mergem mai departe. Sigur, sunt niște reguli care trebuie să le respectăm și sperăm să le trecem cu bine. A dispărut sprijinul acordat zonelor defavorizate. Ce înseamnă asta pentru fermieri? Păi, sigur că da, sunt fermierii care locuiau în zone defavorizate și aveau un spor, un plus de subvenție, dar asta este, încercăm să trecem peste aceste lucruri. Vor fi unele măsuri noi care vor ajuta fermierii și le va fi mai ușor. Potrivit Institutului Național de Statistică, în 2014 a crescut efectivul de ovine sacrificat, dar și greutatea lor în carcasă. Cum comentați acest lucru? Într-adevăr, fermierii au încercat în ultima perioadă să amelioreze rasele, au introdus berbeci din rase superioare de carne și sigur că și produsii sunt mult mai buni și mai eficienți pe piață. Ați înființat această cooperativă tocmai în ideea de a vă ajuta să valorificați mai bine producția. Care este situația acum? Noi în zona Lugoj, în nord-estul județului, unde e Asociația Ovitii Miorița, o parte dintre fermieri am constituit o cooperativă agricolă cu scopul de a încerca să ne valorificăm produsele agricole, pentru că noi fermierii producem și la capitolul valorificare ne blocăm. Cooperativa care am constituit-o cu un an în urmă a înscris vreo 30 de membri, am achiziționat lapte, am obținut un preț mai bun fiind o cantitate mai mare de lapte contractată cu o fabrică de lapte din zona Lugojului. Am obținut un preț bun, lumea a fost mulțumită, sperăm că și anul ăsta să încercăm să valorificăm prin intermediul fabricii de produse lactate și producția din anul 2015 de lapte. Am mai reușit să facem un magazin de valorificare a produselor, adică ne valorificăm carnea de miel, carnea de oaie, avem un parteneriat cu un abator din județul Timiș, am reușit să îi ducem animale, ni le sacrifică, le transportăm la magazinul care îl avem. Deci un început bun. Se apropie Paștele, chiar dacă mai este mult timp până atunci, vor fi miei pe piață? Sigur că da. Niciodată în județul Timiș n-au fost probleme cu efectivele de animale, pentru că e un efectiv mare. Vor fi miei pe Paști. Problema va fi unde îi vom valorifica, unde îi vom sacrifica, pentru că legile care sunt și normele actuale interzic valorificarea și pe marginea drumului. Nu suntem pregătiți pentru a ne valorifica carnea în piețe, pentru că nu avem abatoare. Va fi o problemă, dar trecem peste micile nereguli care vor fi. Sunteți mulțumit de nivelul subvențiilor? Nu putem să fim mulțumiți, pentru că avem niște cheltuieli foarte mari cu întreținerea animalelor. Prețul subvențiilor nu este echivalent cu celelalte țări în jurul nostru, care au subvenții mult mai mari la ovine.